încep cu o parte mai plictisitoare, dar esențială, legată de setări. Deci la instalarea programului o să aveți peste shortcut-urile de pe desktop încă două și de la noi. Unul va fi al planul, care este programul în care o să facem cursul, deci modelăm, modelăm, desenăm, iar al meniu este un utilitar, după cum arată roata din țată, al programului al plan. O să deschidem al meniu. La ce ne ajută să avem un utilitar în afara al planului? Pentru a putea controla niște setări și pentru a crea backup-uri. Deci e bine să vă creați backup-uri la proiecte, fiindcă ce se întâmplă? Ați văzut fluxul acela de lucru 3D și v-am amenințat că tot o să aveți modificări. Dacă la școală vi se pare că, vă întorc profesorii prea mult, în realitate o să vă întoarcă și mai mult toți. Și BFC-ul și arhitectul și toți. Și atunci ce se întâmplă? Vrea arhitectul deschiderea de 6 metri. Ați făcut plan și frumos, acum vrea de 5. Faceți de 5. Iar se actualizează plan și aranjează cote. Și apoi vrea iar de 6. Păi dacă tocmai trăsesem și n-am un backup când era varianta cu 6, iar trag de el și iar mă uit dacă cotele puse de mână mai sunt valabile. În al doilea rând, lucrând în 3D, dacă ați șters un stâlp de pe orice planșă, de pe cofraj sau de pe planul de armare, să aștepți de oriunde există el. Și asta e, s-a dus. Dacă vreați să-l ștergeți, e foarte bine, că nu trebuie să-l ștergeți de pe 100 de planșe, dar dacă nu vreați, e păcat. Și atunci puteți să-l luați dintr-un backup, deschideți proiectul și vă luați stâlpul lipsă. Deci la început se mai poate întâmpla astfel de accidente, se întâmplă o dată. Deci după ce vă ștergeți structura și vedeți că nu o mai aveți, o să fiți mai atenți când dați delete-ul. Când facem plan și o să vedeți că putem controla ce intră în plan. Bun, deci în ideea asta, la instalare aveți așa câteva adrese pe aici de unde s-a instalat. Ce vă interesează pe dumneavoastră este director central date. Aici se salvează proiectele. În ce date al plan va trebui bat la început. Unde pune programul, unde pune proiectele. Deci, la întrebarea unde sunt proiectele, răspunsul este aici, vă sunt proiectele, fiindcă vedeți că lucrăm cu proiecte, nu cu desene, nu sunt ca DVG-uri care la sfârșit te întreabă unde vrei să-l salvezi. O să fie proiecte care sunt un ansamblu de fișiere. Ce o să configurăm acum împreună, o să fie o cale de salvare pentru import și export, adică folderul în care ducem backup-uri. O să zic configurație, cale salvare. Întrebare, l-aveți în limba română? Bun. Aveam un feeling. Intrați aici la, și sper să vă apară la toți limba, configuration, bănuiesc language. Aveți română? Ah, niciun nu. E bine. E puneți română și dați OK. Bun. E bine. Acum, o să spunem așa, configurație, cale salvare. Deci programul va fi în limba română. Și cursul și programul. De ce? Ca să-l vindem în România, se va vinde în limba română ca să nu plătiți, să zic, să nu coste cât o licență de Germania. Fiindcă inginerul român nu primește cât inginerul german pe proiecte. Și atunci nu e corect să cer ca soft cât ar plăti unul din Germania. Atunci, pentru piața românească, noi l-am adaptat, bine, l-am adaptat, l-am tradus, să nu credeți că fură armături, că e varianta românească, deci e doar tradus ca măști, în rest e exact softul nemților, dar o să vă încânte la parte de liste, la parte de extrase, la parte de calități de materiale, că sunt după normele noastre. De asemenea, help-ul este tradus în limba română, iar manualul complet de utilizare al programului îl găsiți pe site-ul nostru sau pe cursuri CAD, îl găsiți gratuit. E destul de stufos manualul, adică partea de basic are vreo 400 de pagini, partea de arhitectură are 500 de pagini și încă vreo 500 de pagini parte de inginerie. Eu caut în cursul ăsta să vă arăt tot fluxul de proiectare. E o clădire și o facem împreună. Și vă arăt și partea de 2D. Deci o să fie ca un quick start ce fac eu, o să vă inițieze mult mai rapid decât urmărind acele manuale, dar manualele vă învață mai multe despre program. Acum, ca să nu mai vorbesc mult pe lângă, o să zicem configurație, cale salvare și o să salvăm undeva, vă recomand nu pe C, că știți ce se întâmplă pe C, dacă s-a bușit Windows-ul și formatați C-ul, s-au dus datele de pe C.
Atunci backup-ul e bine să-l faceți undeva pe altă partiție. Dacă aveți doar o partiție, asta e, o faceți pe ce? Îi dați Make New Folder, deci acest buton, eu nu vreau să mai schimb, și îl numiți cum vreți. Backup, proiecte alt plan, cum doriți. Deci este o, nu înseamnă că e folderul unde se salvează proiectele voastre, ci înseamnă că în acest folder putem face o copie de siguranță sau o copie a proiectului. Că dacă am făcut un proiect și vreau să-l dau și colegului, trebuie să-i dau din backup, poți să-i dau o arhivă pe care o face program. Să-i dăm OK. Partea de salvare de proiect o să vă arăt la sfârșit ca să facem întâi un proiect. O singură comandă am să vă mai prezint, o să intrăm pe Service, Utilități Hotline. În general, echipa de suport tehnic, în care fac și eu parte de la NMC, o să umble cu utilitățile Hotline. Dar după cum știți, planșele o să le terminați pe la ora 4 dimineața, fiindcă la 7, la 8 aveți de mers la plotări ca să vă predați proiectul, dar nu credeți că răspundem la ora aia la telefon. Și atunci, totuși, vă învăț niște shortcut-uri prin care se mai pot reface niște setări ale programului ca să nu reinstalați. Deci, în situația în care ați umblat prin setările programului, ați dat peste cap și nu mai răspunde cum trebuie și nu știți ce să-i faceți. Vă arăt câteva setări pe care le, resetări pe care le utilizăm noi. Intrați, vă rog, în Service Utilități Hotline. Și aici este odată resetare setări CAD. Asta reface toate setările CAD ca și cum ați luat programul de nou din cutie. Clean Reg face o curățenie în registri. Deci astea sunt două comenzi care curăță alt planul, dar îl fac, să zic, ca în fabrică. Deci se duc setările respective. Ce mă interesează acum să faceți este să mergeți la comanda Doc Size, este ceva mai pe la coadă, în penultima grupă, mărime memorie maximă pentru fișiere și să-i dați OK. La ce se referă? Dacă aveți de lucrat cu proiecte mai mari, cu geometrii mai complicate, programul vrea să-și rezerve o parte din RAM. La versiunea 2016 se poate până la 1 giga rezerva. Putem pune 1024 sau 512, un număr mai mare de RAM. Dacă dumneavoastră împărțiți informații așa cum vă arăt eu, nu aveți nevoie să o limită mai mare decât 256 de mega. Un avantaj al planului față de alte programe este că el lucrează cu mai multe fișiere. Deci dacă ați luat un model din ArchiCAD sau din Revit și îl băgați în alt plan, se mișcă mai bine decât ArchiCAD sau în Revit. Sau dacă luați din AutoCAD 3D și îl puneți în alt plan, o să vedeți că el se împarte pe mai multe desene, vedem toată informația și merge mult mai fluent. Deci cam asta va fi un secret de ce noi vă arătăm programul viitorului de proiectare pe calculatoarele personale, adică pe calculatoare pe care și le permite un student, nu pe stații grafice sau calculatoare NASA. Fiindcă programul poate fi gestionat informația pe mai multe fișiere deschise simultan. O să-i dăm OK și cam atâta cu al meniu, nu vreau să vă plictisesc cu setările. Deschidem acum programul alt plan 2016, dublu click. Dacă vă cedează când dați dublu click, faceți click dreapta la Nvidia, apare Run with Nvidia sau Run with High-end graphical processor. Sau setați din Nvidia sau din ATI ca al planul să plece implicit pe. Deja se aud mesaje de eroare. Dacă vă avertizează că sunteți studenți, nu e un lucru rău. Înseamnă că aveți licența și. Deci, practic, ce înseamnă licență educațională? Aveți toate funcțiile programului, dar nu aveți drepturi de comerciale de proiectare. Pentru aia se plătește o sumă mai mare, dar vă scoateți din primul bloc. Adică o licență comercială de alt plan costă cât brolocul pe care vi-l fac acum sau mai puțin. Deci cam cât v-ați încasa ca birou de proiectare pe proiectarea unui bloc similar a ce vă arăt eu. Deci cam atâta vă costă o licență și e valabilă toată viața. Deci cam așa e gândit programul. Deci dacă se pare că e scump, că poți să zici un program e scump, că depinde cu ce-l compari. Dar cam așa e gândit ca preț. În Germania, evident, și ia mai mulți bani proiectantul și programul e un pic mai scump. Bun, când se deschide aici programul, ne arată niște, așa, cu o interfață pe albastru, mai modernă, posibilitatea de a crea un proiect. Noi o să lucrăm cu proiecte și asta o să începem prin a face un proiect. Copierea unui proiect îmi permite să fac backup-uri la proiect. Deschidere proiect îmi deschide tot pomernicul de proiecte lucrate și intru în ce am nevoie. Adică aici mi arată doar cele recente.
Pe când la deschidere proiectul îmi dă lista completă. Connect este un portal spre care vă invit să vă faceți cont gratuit, unde mai găsiți tutoriale, găsiți biblioteci de detalii, smart part-uri, adică niște obiecte parametrizabile, o grămadă de lucruri gratuite și interesante, sunt și câteva contracost, costul e mic, e de ordinul câțiva euro, dar majoritatea sunt gratuite și sunt făcute de utilizatori. Exchange este un serviciu de plătare, dar e disponibil pentru Germania, iar BIM Plus este o platformă deschisă mai mult pentru beneficiari sau dezvoltatorilor de aplicații, în care vă pot importa modelul de alplan și să-l deschideți pe tabletă, pe telefon, cu aplicații de pus mobilă, de văruit, de măsurat chestii, cantități. Adică se poate vedea modelul 3D pe care îl lucrați pe o aplicație mobilă, asta ar face BIM Plus. Și corelări între specialități. Primii pași vă trimite spre tutoriale de alplan, noutăți vă arată ce e nou în versiunea aceasta a programului și pe aici actualizări și caută ultima variantă. Desigur să nu uităm un link spre pagina oficială al plan și alte linkuri pe care nu se poate face proiectare fără Facebook, YouTube, Google și Twitter. Bun, o să facem un proiect nou acum. Deci dacă faceți click aici, vă trimite direct pe Twitter, pe pagina lui Alplan. Sau direct pe Facebook, pe pagina lui. Da, era esențial să le includă în paleta asta de început, că altfel nu putem începe proiectul. Bun, o să zicem creare proiect. Și aici o să-i spunem, nu știu, eu zic training, Alplan, inginerie, Iași. Acum nu știu, să pun 2016 sau să las doar Iași. Ideea ar fi în felul următor. Dacă vă place cursul, așa cum îl predau eu și o să vă ofer și suportul, noi căutăm să formăm instructori locali. Vedeți că nici eu nu am 100 de ani de când lucrez în Alplan. Deci nu e un program atât de complicat și ne-ar plăcea ca unii dintre dumneavoastră care aveți și o chemare spre partea pedagogică să țineți și dumneavoastră cursuri. La început va fi mai greu, după aia va fi mai ușor, voi învățați în timp ce predați, dar vi se deschid foarte multe oportunități și noi suntem direct interesați să țineți voi cursuri. Deci nu căutăm niște persoane serioase care să-și rupă din timpul lor să țină cursuri de astfel de programe. Așa am început și eu, am fost student, fost nevoie de instructor și am devenit instructor la București. Deci, în ideea asta o să vorbim și la Iași, că e un efort destul de mare și pentru noi și pentru voi să facem acest curs. Adică vă țin în plus după amiază, vă țin și sâmbătă, vă țin și duminică acum. Dacă ați face voi cursurile, la București eu țin câte cursuri de 2 sau 4 ore în timpul săptămânii, după orarul studenților când au ferestre, și toată lumea e fericită, au timp să lucreze, nu e intens, 4 zile ies toți obosiți de la curs. Deci asta vreau să aveți în minte că, în funcție de decizia dorința dumneavoastră, noi căutăm și instructor. Desigur, trebuie să ne demonstrați că înțelegeți programul și nu duminică trebuie să demonstrați acest lucru. Dar întâi să aveți deschiderea și dorința de a ține cursuri și noi vă mai facem un curs suplimentar că avem nevoie de instructor. Ok, ar fi cineva care ar plăcea să predea? Un program de desen? Ok, e bine. Măcar o persoană mai îndrăzneață, mai vedeți pe parcurs că... Nu știu, asta discutați cu domnul Dan Morar. Da. Bun, trecem mai departe. Aici o să apară o zonă de setări care poate arată foarte fioros. Eu vă explic ce înseamnă, dar vă zic din start că trebuie să-l lăsați așa și să dați next. Ce fac ele? Birou sau proiect? E vorba că putem avea un birou de proiectare și facem pe un stil al biroului de detaliere, cu anumite grosimi de linii, anumite fonturi, anumite hash-uri. Proiectele care se fac pe tip birou înseamnă că răspund unor definiții pe acest concept de birou. Dacă, de exemplu, într-un proiect care vrem noi să facem un ciubuc undeva, să facem un proiect în afara biroului, care să-l detaliem altfel, sau să lucrăm pentru un arhitect, sau să lucrăm pentru o altă firmă, putem pune setările pe proiect. Totodată, dacă pun setările pe proiect, el le salvează în cadrul proiectului. Deci dacă îl deschid pe alplanul altcuiva, are toate setările deja făcute pe proiect. Deci nu, fără să stric respectivului setările. Că nu mă duc acolo și zic, aoleu, are butoanele în stânga, mie îmi place în dreapta. Și le mut în dreapta și apoi când îi las calculatorul, eu le aveam pe stânga. Nu, le puneți pe proiect și când ați deschis proiectul, intră toate setările așa cum le-ați avea dumneavoastră.
Dar totodată v-am zis că nu trebuie să schimbați nimic aici. Deci le lăsați pe toate pe birou, că momentan sunteți la început, nu e conceptul ăla că faceți la mai multe companii deodată, dar vreau să puneți pe proiect structurile de layer. Deși ea spune că fără layer nu se poate face proiectare și e esențial lucru pe layere, problema este că programul nostru are deja layerele create și în momentul în care import AutoCAD-ul, DVG-uri, PDF-uri, îmi aduce și layerele respective. Dacă nu e setat pe proiect, atunci în orice proiect ați fi, aveți toate layerele din toate DVG-urile aduse vreodată. Și pe la 66.000 de layere începe să facă urât program. Și de aia vă zic că voi n-ar trebui să faceți nimic pe aici, dar am zis totuși să vă zic ce fac astea. Ar mai fi aici o subtilitate, coordonate, distanță. În domeniul nostru lucrurile sunt destul de simple comparativ cu domeniul podurilor. Deci la noi avem tema de arhitectură și facem structura. La poduri e un pic altfel. La ei arhitecții sunt drumarii care dau o linie roșie pe aici să treacă podul. Și ei încep în coordonate geografice, stereo. Deci la ei podul e în câmp, nu e la 3 metri de gard. Da? E gardul la niște coordonate și acolo începe casa ta și în rest faci totul relativ. Dar începe undeva în câmp și trebuie să lucreze în coordonate geografice. Și ce se întâmplă? Dacă se pleacă de la un plan de situații, situații care puteți întâmpina și în proiectarea voastră, dacă luați plan de situații la arhitect în coordonate geografice și aveți de făcut o căsuță care are 10 pe 20 de metri, el calculează de la Greenwich până la primul punct al vostru. Deci față de meridianul 0, începe cu 300.000 de kilometri plus 2 metri, cât mai ai tu până la ușă. Și calculează niște vectori foarte lungi și începe să dea niște erori de reprezentare. Și se chinuie și muncește să calculeze cu atâtea zecimale față de varianta în care începe lângă originea sistemului și totul merge fluent. Deci treaba asta, de ce este implementată? Podarul, după ce a făcut podul, trebuie să-l dea executantului spre trasare. Deci el ar vrea să pună o culeie, vrea să vadă coordonatele geografice, că pe bază de GPS își pune culeea. Și atunci ce face podarul ca să lucreze și el în programul nostru? Își ia planul de situație, îl mută în 0-0 față de un punct și apoi tastează cu cât l-a mutat. Scrie sutele de mii de kilometri aici și atunci modelul se lucrează în 0-0, în sistemul de coordonate global, dar când se citește o coordonată, se citește offsetată sau compensată cu acea translație. Deci asta e o subtilitate care în domeniul nostru nu prea e necesară, doar atâta rețineți. Dacă aveți probleme de reprezentare ale armării, verificați unde sunteți coordonatele, să nu fiți mai mult de un kilometru de origine. Bine, sau 10 km, poate faceți o clădire de un kilometru lungime. Există. Bun. Ce mai este aici? Unghi, proiecție pentru vederea reprezentare rotită în plat. La fel, în domeniul nostru nu prea se pune asta problemă. E vorba dacă faci un plan de situație în care e pus nordul în sus. Deci clădirea noastră are orientare față de nord, dar nu o facem paralel cu nordul. Și pe un plan de situație, nordul e în sus și clădirea care e un dreptunghi e așa, răsucită. Nu o să facem planșile răsucite, că ea face un unghi față de nord. Noi o să facem planșile orizontale. Unghiul acela față de nord se poate compensa. Asta tot în domeniul podurilor are relevanță. La noi nu. Deci, ce-i de reținut în treaba asta? Nimic. Dați-i finish. Am pus pe film în situația în care v-ați confrunta. Bun. Momentan la voi nu arată programul ca la mine. O să fac să arate ca la voi. Bun. Cum e gândit programul acesta? În primul rând vreau să facem o interfață comună. Pentru asta intrăm pe vedere. Configurație standard, palete. Chiar dacă e bifat, îi mai dați o dată. Cred că ați găsit, nu? Vedere, ultima configurație standard palette. Deci asta e o configurație, cum zice numele, standard de butoane. O să vă sperie la început că sunt 11.000 de butoane, dar vă asigur că putem face shortcut-uri ca în AutoCAD și avem indicatoare și clic dreapta cu toate funcțiile, nu prea avem nevoie de atâtea butoane. Dacă din întâmplare faceți asta la program, deci după ce abia l-ați aranjat, faceți așa și ați închis asta, nu mai aveți butoane. Sau faceți asta. Sau asta. Deci v-ați zăpăcit programul, nu trebuie să-l reinstalați. Pur și simplu. Da, mai ales dacă e predarea a doua zi. Deci vă zic că atunci o să lucrați cel mai intens, înainte de predare și atunci s-ar putea să dați click cu un X de la și ați pierdut butoanele. Bun, cum se aduc butoanele la loc?
Se merge pe vedere, configurație standard, configurație palete, clic. Și avem din nou butoanele. Deci pare o chestie de 2 lei, dar vă zic, fiindcă mă cheamă studenții, eu nu mai am butoanele, le-am închis. Și vreau să preîntâmpin din experiență, predau de 4 ani cursul ăsta, vreau să preîntâmpin niște întrebări. Bun, acum, toate simbolurile astea făcute cu o singură culoare sugestivă, care au gândit să fie albastru și au pus un pic de roșu, poate nu vă spun nimic butoanele astea. Ca să ne spună ceva butoanele, facem clic dreapta pe cuvântul ăsta creare și îi spunem simboluri plus text. E, și acum încep să ne mai spună ceva butoanele, să ne sugereze. O să le facem mai mici, facem iar clic dreapta și spunem simboluri mici. Ca să încapă cât mai multe dintr-o vedere să vedem ce fac el. Cum este structurat programul acesta al nostru? Este exact ca prezentarea pe care v-am făcut-o. Avem odată modulul general care este echivalentul AutoCAD-ului LT. Deci este parte de drafting, de tras linii, pus text și așeza cote. Începem cu asta fiindcă voi știți AutoCAD și vreau să fiți stăpâni și pe alt plan, să nu vă fie teamă că vai în AutoCAD ce repede făceam, vai aveam shortcut-uri în AutoCAD, punem shortcut-uri de AutoCAD în alt plan. Vai ce ușor, în AutoCAD imediat trăgeam o linie și scriam pe ea stâlp. Facem, vă arăt în prima oră aceasta cum lucrează 2D și aveți toate funcțiile, trim, offset, extend, tot ce știe AutoCAD-ul. Este în modulul general, dar nu vom folosi în mod intens. Vom folosi mai rar modulul 2D, mai mult să punem texte și cote manuale. În rest, nu desenăm nimic legat de structură, decât în situația în care este o secțiune pe care vreau să o atribui pe urmă unui element 3D. Următorul modul și fiecare modul, o să observați că este împărțit la rândul lui în submodule. Adică am construcții 2D, jumătate de paletă sunt funcții de creare, jumătate funcții de modificare. Deci asta înseamnă că atunci când sunt în modulul de făcut linii, am funcții de editat linii. Dacă aș face clic pe următorul submodul, de exemplu texte, am funcții de creat texte, respectiv funcții de modificat texte. Funcții de cotare, o să ne jucăm cu ele imediat. Modulul adițional îmi aduce tot ce înseamnă modelare 3D. Acum e o diferență între modelare 3D și arhitectură. Noi o să lucrăm cu elemente de arhitectură. Acum poate nu vă încântă că se numesc elemente de arhitectură, dar un stâlp ce este? Este element de arhitectură sau de rezistență? E ambele. Da, e și de arhitectură, că îl vede și arhitectul. Poate și cum... Și atunci ce se întâmplă? Ei au gândit așa, un modul arhitectură, vă faceți clădirea. Cu pereți, chiar dacă cu elemente care fie au rol de rezistență, fie nu. Deci tot ce înseamnă stâlpi, pereți, grinzi, plăci, o să fie încadrate în domeniul arhitectură. Dacă avem de făcut o estacadă, nu știu cum, sau un element prefabricat, care nu este ca un stâlp, adică nu are o secțiune plimbată pe o axă, ci are o secțiune variabilă. Sau un zid de sprijin. Ăla nu e nici perete, nici grindă, nu se face cu element de arhitectură, ci se face cu modelare 3D. Deci modelare 3D vă permite să faceți obiecte foarte complexe ca geometrie și pentru ele programul se descurcă să-i scoată cantități, cofraje, nu reprezintă o problemă. Modulul ăsta se folosește în special în domeniul podurilor și tunelelor, fiindcă vine cu câteva funcțiuni speciale pentru acest domeniu. Acum voi sunteți toți la civile, nu? Adică în domeniul acesta, construcții civile, industriale și agricole. O să folosim foarte puțin modul adițional astăzi. După care, de mâine, începem efectiv un proiect să-l facem cap-coadă. O structură multietajată din beton armat, o modelăm, scoatem cantități, facem cofraje, armăm elementele și apoi detaliem armarea. În partea aceasta, la fel se împarte în submodule și o să avem diferite funcții de creat, elemente de așa zis arhitectură, un modul de creat scări, un modul de creat șarpante. Și apoi o să avem modulul de inginerie, care o să fie cel mai distractiv și, să zic, aici programul nu are concurență. Deci Revit-ul vă face clădirile foarte frumos, dar o să vedeți că la armare, acolo apar diferențele. Deci, practic, la partea de armare 3D, programul este imbatabil, puteți face orice stil de armare și să-l detaliați așa cum cere școala românească de proiectare, să zic. Deci să fie o detaliere conform normelor noastre.
După care o să fie modulul de vederi detalii inginerie. Cu acest modul ne creăm, cum ați văzut pe film, vederi, secțiuni. Deci noi întâi, ca idee, o să construim clădirea, o armăm 3D și apoi o detaliem. Detalierea înseamnă că fac secțiuni, îmi reprezintă secțiunea, îmi pune cote și mai pun și eu texte sau mai aranjez cotele, dacă a cotat prea multe sau prea puține puncte. Cam astea sunt incluse pe modulul de inginerie. Deci pe o licență comercială de inginerie aveți 2D-ul, 3D-ul, arhitectura complet, cu excepția modulului de fațade, dar în rest toată arhitectura, inclusiv render, partea de armare 3D, partea de detaliere. Deci astea sunt incluse pe o licență de inginerie. Iar ca idee, cum arată al plan arhitectură, arată identic, numai că nu are funcția asta, modulul de inginerie. Deci, practic, e același program. La Revit, dacă tot colegii sunt fani Revit, sunt programe diferite, Revit Structure cu Revit Architecture. Ok, aici e același program, doar că ei nu folosesc armare. Asta e singura diferență. Bine, nu le spuneți asta, programul e dezvoltat de un constructor, de inginer constructor, de Gheorghe Nemecek, este o persoană și el tot a făcut elemente de arhitectură, s-a gândit să-l vândă și arhitecților. Deci, de-aia, programul pentru ingineri este foarte ușor de folosit, foarte agreat. Arhitecții mai ezită un pic, că lucrează prea exact. Asta e problema lor. Nu, e prea exact în alt plan și nu le place. Ei vor să tragă o linie așa la întâmplare și să fie frumos. Bun. Acum, haideți că o să începem cu... O să închid filmulețul acesta și încep câteva mici opțiuni să vă arăt și apoi începem lucrul. Intrați, vă rog, aici. Este o cheie și o șurubelniță sau nici nemții că e sugestiv pentru opțiuni. Lângă un ochi. Ok, și aici o să deschidă niște opțiuni, mai devreme sau mai târziu. Dacă aveți SSD mai devreme, fără SSD mai târziu. Programul vine mai multe limbi, v-am zis, facem training în română, că asta găsiți în România, la clienții noștri. Dacă la început vă supără că am tradus offset-ul și trim-ul, când ajungem la armură o să vă bucure că știți ce înseamnă cuvintele acelea. Și la fel la liste, la rapoarte, la extras. A fost o muncă și e o muncă continuă să traducem programul. Că ei dacă mai inventează niște funcții, noi trebuie să le traducem. Și la fel și documentații. Unitate pentru lungimi. De aici se schimbă față de AutoCAD. Dar nu se schimbă în rău, ci în bine. O să vă explic eu, doar urmăriți-mă ce înseamnă această unitate pentru lungimi. La prima vedere o să spuneți că drawing unit, aproape. În AutoCAD desenați în drawing unit. Drawing unit este cât vreți voi. Milimetru, centimetru, metri. Sunteți de acord, nu? Bun. Putem avea un proiect complicat în care avem și metal și beton. Și vrem, ne e ușor cei beton să facem în centimetri, cei metal în milimetri. Și apoi vrem să facem un plan general în care desenez un gard și la vreau metri. Cum gândește programul nostru? Programul nostru va desena absolut tot, unul la unul. Iar când vine vorba de texte, o să spunem la ce scară vrem să detaliem și atâta tot. Deci eu dacă trasez, îi spun acum că lucrez în metri și o să trasez eu o linie, nu o trasați și voi că imediat începem un exercițiu, să zic că trasez aici o linie neagră de 10 metri. Asta e linia de 10 metri. Și acum o să vreau să fac un detaliu, să lucrez în beton, în milimetri de exemplu, și o să trasez o altă linie care o să aibă 10.000 de milimetri. Și acum zic 10, 1, 2, 3, are aceeași lungime. Am aici un instrument de un fel de measure, ca în AutoCAD, măsurător, pot să măsor segmentul anterior și am să mă convinc că are tot 10 mm. Pot să trec în centimetri. Îl măsor. Și atunci are 1000 de centimetri. Deci, practic, lucrați în ce vreți voi, nu contează în alt plan, dar lucrăm totul unul la unul. Desigur, întrebarea firească o să fie, păi cum adică 1 la 1? Că dacă fac o planșă, vreau elevația 1 la 50, secțiunile 1 la 20 și tot așa. Vreau să am diferite secțiuni pe aceeași planșă. Cum gândește programul nostru textul și cotare? El vă întreabă cât vreți să fie pe hârtie textul, ca dimensiune. Ca și cum ați fi la desen tehnic și aveți șablon. La desen tehnic nu aveți șablon pentru 1 la 50, șablon pentru 1 la 20. Nu, aveți șablon de 3,5 mm, de 5 mm, îl puneați și desenați. Indiferent de detaliu, nu? În AutoCAD, probabil când faceți cote, vă faceți mai multe stiluri sau cotare.
Cotați în layout, notativ, cum locuiați. Stilul, că-i centimetri, că-i milimetri, că-i... Ok. Aici nu mai e așa. Aici e mult mai simplu. De ce? Eu îi spun, de exemplu, tot vă arăt eu încă nu lucrați, cu imediat o să avem niște exerciții. Dacă e să pun aici o cotă, și o să observați, cota este reprezentată exact cum trebuie, cum v-am învățat la desen tehnic, deci dacă am până într-un metru, o să-mi scrie cu două cifre, peste un metru, 1 virgulă, dacă am exponent, milimetru sus. În AutoCAD, nu știu cum le faceați. Au mai multe stiluri. Cum? Da, că e metru, că e centimetru, și iar milimetru ăla cum îl puneați sus? Ok. Adică foarte intuitiv, cum e și aici. Da, ok. Asta e doar un detaliu ce zic că metru centimetru, dar uitați-vă cum funcționează programul. Eu când o să creez o cotă, îi spun cât vreau să fie pe hârtie, ca și cum aș lua un șablon de la și zic ăla de 2,5 și desenez toate cotele și pe elevație și pe secțiunea transversală. Atâta știu. Că vreau 2,5 cota asta. Acum, la ce scară detaliez linia asta de 10 metri, decid eu. Așa s-ar vedea o cotă care are 2,5 mm pe hârtie la scara 1 la 50. Dacă o trec pe scara 1 la... pe 1 la 100, dacă o trec pe 1 la 50, aoleu, s-a micșorat textul. Nu s-a micșorat textul, s-a mărit desenul. Că o scara 1 la 50 e o planșă mai mare decât 1 la 100, că e mai aproape de realitate. La fel și aici, dacă trec 1 la 20, e și mai mic textul. De fapt, nu textul e mic, se mărește desenul. Și atunci, ăsta e avantajul al planului. Veți desena totul 1 la 1 și când urmează să detaliați ce ați desenat sau secțiunile generate, vă puneți la cota corespunzătoare de detaliere și atunci scăpați de o grijă. Deci nu mai aveți 100 de stiluri, o să aveți un stil metal, un stil beton, atât la cotare, nu mai jonglați între ele. Ok, deci aici nu contează ce selectați. Eu personal desenez mai mult în metri la beton, că mi se pare că tastez mai puțin. Puteți să puneți în ce unități doriți, dar cred că e mai ușor în metri ca să mă urmăriți când vă zic cât să scrieți. Aici introducere unghiuri. Lăsați de gris, dacă vreți unghiul să aibă 360 de grade, dacă vreți să aibă 400, spuneți grd, că sunt grade centizecimale, ca la topografie, sau rad sunt radiani. Și cam atât. Aici ar mai fi o subtilitate cu distanță minimă între puncte. Nu intru acum în astfel de detalii. Vreau mai degrabă să vă bifați aici copie de siguranță a desenelor de rezervă și să salveze automat planșele. La fiecare, na, puteți fi mai optimiști. Punem 2 minute, 3 minute. Deci e important să nu puneți chiar la un minut dacă ați lucra în rețea. Voi aveți parcă cu rețea, nu? Sau cu manager de rețea. Da, deci practic firmele, majoritatea firmelor când își iau alt planul, nu face fiecare, tu faci un bloc, tu faci alt bloc, fiecare, nu, lucrați împreună la aceleași proiecte. Și atunci trebuie să vedeți proiectul în timp real și fiecare, unii fac armoare, alții fac cofrajele și acest lucru se poate face printr-un manager de rețea, proiectul stă pe un server și e deschis concomitent de mai mulți utilizatori, ce lucrează oamenii văd și ceilalți. Dacă s-ar seta la un minut salvarea, sigur nu se salvează în același minut la toată lumea și în continuu stă și se salvează pe server. 10 oameni salvează în continuu, la 10 secunde, iar se salvează tot proiectul pe server. Și în situații de alea se pune un sfert de oră sau 10 minute, nu e o tragedie pentru datele astea, dar local puteți spune și mai puțin. Da, zicem, eu o să las un minut aici, dar într-o situație de asta la servici, așa ați proceda. Bun, mai avem apoi afișare. O să trec, nu o să trec chiar prin toate setările astea, că v-aș plictisi. Culoare fundal ferestre. Desigur, obișnuiți cu AutoCAD, vă cam dor ochii să vă uitați la albul ăsta. Dacă vreți să-l faceți pe negru, pur și simplu la culoare fundal ferestre, alegem culoarea neagră. Deci faceți click pe bara asta albă, alegeți din colțul din stânga jos negru, îi dăm OK. Și aici mă întreabă ceva de bun simț. Dacă eu mă apucasem să desenez ceva cu negru pe alb și apoi fac background-ul negru, mă întreabă, vrei să-ți fac ce aveai cu negru să fie alb? Și zic da. Că altfel n-aș vedea, ar fi negru pe negru. Și o să-i dăm OK, nu-i dăm acum, nu vine, pot să-i dau acum. Și vedeți că background-ul e mai negru.
Desigur, unii s-au plâns că, păi da, dar astea de ce albe în continuare? Nu prea cum să schimbă, le puteți ascunde, eu știu, duce pe al monitor. În orice caz, dacă ați dat ok, trebuie să intrați din nou pe setări. Avem aici culoare fundal fereastră NDW. NDW este echivalentul DVG-ului, este o extensie a desenelor de alt plan. Ce se întâmplă? În unele situații vreți să transferați doar anumite elemente, doar un desen. Am zis că noi lucrăm pe proiecte în alt plan, dar dacă vreau să dau ceva pe un desen unui coleg, îi trimit un fișier NDV. Am să vadă cum se salvează NDV-urile. De ce e important să fie altă culoare? Când deschid un fișier extern, o să vedeți că o să deveniți foarte relaxați în privința salvatului. Fiindcă în alt plan, dacă ați închis programul, v-ați salvat inclusiv ca nivel de zoom, unde ați rămas. La fișier NDV este ca în AutoCAD. Când îl închideți, vă cere confirmare unde să salveze. Și trebuie să știți că e un desen extern, că nu este un desen care se salvează automat și de asta e bine să lăsați o altă culoare aici. Ajungem la următorul tab, mouse și cursoare. Asta ar fi un alt impact, că cei cu mouse-ul ăsta cât casa. Ok, el se poate face și ca în AutoCAD sau poate ca în Revit, eu știu. Să-i spunem așa, dimensiune cursoare, cursor mic. Nu-i schimbați încă. Și uitați, ăsta e cursorul tipic de AutoCAD. Bun, eu vă recomand să lucrăm cu cursorul implicit de alt plan. De ce? Că ne oferă mai multe informații. Deci o să-i zic cursor pe toată fereastra și cu reprezentarea axelor. Dacă vreți să vedeți axele astea, bine, din opțiuni să-i dați OK, să scăpați de ele, vedere și dați activare cursor coordonate. Acum vezi aproape că nu merge la toate plăcile video să arate simbolul ăla. Nu e nicio tragedie fără el. Mai mult mă ajută să vă explic acum ce înseamnă. Încercați să vedem. Dar cred că la unii nu o să apară. Nu apare la unii, dar la alții apare, nu? Ok. Ce înseamnă cursorul ăsta? Deci am zis odată că vom lucra cu mouse-ul, cât ecranul. În primul rând îl găsim imediat, mouse-ul ăsta. Ăla plus ăla micuț îl mai stă ascuns. În al doilea rând, avem convenția asta de semne. Deci eu dacă vreau să desenez ceva pe orizontală, de la stânga la dreapta, o să scriu un căsuța lui delta x, care mi-apare în momentul în care desenez ceva. Dacă vreau să merg pe verticală în sus, scriu un delta y, verticală în jos, pun cu minus în căsuța lui delta y și totodată înțeleg în ce plan mă aflu. Momentan o să desenăm un plan, dar poate să vedeți că putem să ne uităm mai multe planuri. Adică este echivalentul cutiuții din alt plan, din AutoCAD. Știți că în AutoCAD aveți în dreapta top, bottom, să vă uitați din alte unghiuri, așa o să fie și în programul nostru. Revin aici la opțiuni. Deci aici sunt opțiunile. Mare lucru nu mai am ce să vă zic, fiindcă setările implicite sunt foarte bune, foarte frumoase. Deci doar să vă asigurați că la puncte snap sunt bifate acestea. Ele sunt bifate implicit, dar eu știu, dacă dați F3, nu o să mai aveți snap-ul. La fel, indicare direcție să fie activ, are shortcut-ul F11 dacă se dezactivează. Și să zic că mai dăm doar aici armare. Și doar ca să vă întreb pe voi, după ce normativ realizați armarea, după Eurocode sau după STAS? Foarte bine. Asta voiam să aud, că STAS-ul e abrogat, dar încă mai este o inerție pe la el și e mai ușor să calculez suprapunerea după STAS, ancorajul după STAS. Mai lucrează cineva după STAS? Ok, bun. În orice caz, îi dăm ok, nu ne ocupăm astăzi de armare. Asta e mediul de lucru. Se vede pe negru? Vreți să pun background-ul alb? Cum vă e mai comod? Mai bine alb, nu? Voi mențineți-l negru, că pe monitoarele voastre vedeți ușor. Eu o să pun pe alb, că se prezintă mai bine. Ok. Acum o să facem un prim desen în programul ăsta. O să deschid eu un desen pe care mi l-am salvat în pauză. Ca să nu vă împart foi să tăiem copaci, că și așa poluăm cu clădirile noastre, am zis că pun aici un desen cotat și desenăm lângă același lucru. Voi nu faceți nimic momentan. Am vrut doar să-mi aduc eu acel desen. Ok. Bun. Asta e primul nostru exercițiu, nu e cine știe ce. Aici am făcut eu optimizare, deci la mine o vedeți cotele o iau așa, razna e o optimizare din opțiuni să
consume mai puține resurse. Dacă mai măresc aici calitate. Ok, se vadă mai bine cod. În orice caz, vreau să desenăm acest exercițiu 2D banal. E un zid de sprijin pe care o să-l desenăm. Deci aveți aici cotele, le puteți citi decât, și o să desenăm acest zid de sprijin în programul nostru. Cum se face? În primul rând aleg modulul general. În al doilea rând, de la submodule, aleg primul submodul numit construcții 2D.